constatam, auzeam la posturile naționale de radio, că fosta ministra învățământului, doamna Ecaterina Andronescu, încerca să introducă un proiect de lege în Parlamentul României, potrivit căruia elevii fără bacalaureat să poată intra la facultate. Dumneavoastră, vi se pare normal, sau nu că normal, că nu mi se pare la niciunul normal așa ceva, e chiar o aberație până la urmă. Ce credeți că vă obține, să zicem că până la urmă, prin abstracție, se va întâmpla și lucrul ăsta? Și până la urmă își vor da seama că dacă nu au luat acum examenele de bacalaureat, când au putut să fie, când au trecut și au fost caldă informația și au putut să peste un an, peste doi sau peste trei, ce se va întâmpla? Nici nu concep, nici facultatea, nici de o să cheltuiască niște bani, pentru că totul este decât o afacere și o afacere mai puțin curată, ca să nu-i spun așa. Și până la urmă e o păcăleală. Deci lasă niște copii să se ducă mai departe. Și ce întrebarea pe care vreau să vă pun. Sunteți de acord ca să existe acele examene după capacitate, după examenul de capacitate sau treapta întâi cum era înainte, să fie și treapta a doua, ca să se limiteze, să se delimiteze cei care pot să meargă mai departe? Sau ce ar trebui schimbat în sistemul de învățământ? Deci, și asta e o altă întrebare, în sistemul nostru de învățământ, pentru că spuneți că ați fost și profesor, ca să nu se mai ajungă la situații din astea jenante. La noi, în județul Vâlc, la examenele din toamnă, au reușit 11% dintre elevii care au dat bacalaureatul. În condițiile în care li s-au oferit gratis, ziceți, nu consultații, meditații gratuite de către profesorii din școală, de la fiecare din școală. Poate... Sigur. Poate sunt în măsură să vă dăm un răspuns mai mult sau mai puțin pertinent. Nu, ce vedere, de asta, da. Sigur, având categoric, având în vedere că și soția mea lucrează în învățământ, de la liceu, atât mai mult. Așa, deci încă mai aveți niște rădăcini. Categoric, îmi păstrez, dacă nu reușesc eu datorită timpului, cel puțin de cineva din familie, sigur, să ducă mai departe. Deci, că vedeți, eu n-am prins treptele. Pot să vă spun că perioada liceului a fost o dulce vita. Am avut examen foarte serios în clasa a noua, anul întâi de liceu, cum spunea atunci. Da. Și am mai dat bacul și admiterea la facultate. Aceste examene le-am avut. Și oare, pun o întrebare mai mult retorică, oare n-au ieșit oameni de valoare? Sigur că da. Nu sistemul contează, ci ce se face în cadrul sistemului este cel mai important. Dar, repet, putem să punem examene, e punctul meu de vedere, putem să punem examene la sfârșitul fiecărui an. Nimic nu se va schimba dacă esența, dacă materia... Este prea scufoasă materia? Sigur. Deci, lăsând la o parte faptul, am băiatul în clasa a patra. Aurea, să vă trăiască, da. Mulțumesc, rămâna la toată lumea. Deci, așa, tânăr, sunt un atât de tânăr cât am părul alb. Nu, nimic, asta nu, asta e da. De regulare. Deci, sunt foarte la calitate cu ceea ce se face în clasă primară. Da. Vreau să vă spun că am rămas surprins și nu de puține ori cu tristețe de ceea ce se încearcă să-i se inoculeze unui copil la ora actuală ca materie. Deci viziunea mea este că un copil trebuie canalizat să gândească, să-și dezvolte calitățile. Trebuie să depistate acele înzestrări naturale pe care le-a lăsat Dumnezeu de exact, la noi. Exact. Care s-a născut și care trebuie să descoperite de noi. E diferent că ne numim părinții, e diferent că ne numim dascăl, e diferent că ne numim prieteni, rude sau necunoscuți. Dacă ne întâlnim cu cineva pe stradă, nu-l cunoaștem, îl vedem prima dată și face un gest urât pe stradă. Dacă nu-l cunoaștem, nu trebuie să luăm atitudine. Din păcate, societatea românească cam așa procedează. Dar nu crea atitudinea așa. Atitudinea benefică.
continuând expozeul. Deci foarte important este ce le predăm, ce pretindem de la ei și cum. Revin puțin asupra unui subiect și anume, ceea ce învăța, a trebuit să învețe copilul meu. Nu-mi pare rău că învață, dar eu sunt mai mult decât convins, cu scuzele de rigoare pentru cei care au conceput materiile, am toată stima, nu contest calitatea, nu contest profesionalismul, contest doar nepotrivire cu vârsta pe care o am. E singurul lucru care le pot contesta. La modul ilegal. Deci nu este normal să introduci un copil în nociuni elementare de probabilistică. Care am făcut-o la liceu. Eu am făcut-o la liceu în clasa 11. La 11, da, probabilitățile. Gândiți-vă, sau să ne gândim, mai bine spus, când am spus gândiți-vă, mă referam la distinsele cadre didactice care au conceput materialele respective, manualele respective, gândiți-vă și să ne gândim cu toții, un copil nu știe ce înseamnă un kilogram, un copil nu are noțiunea de un kilometru, nu are noțiunea de un litru și vrem să-i punem probabilitatea, păi aș putea eu să pun următoarea întrebare, care este probabilitatea ca un copil să perceapă corect tot ceea ce se scrie în acea carte, da? Sau ce se predă la oră. Dacă înțelege, de multe ori, pentru că și soțul meu a fost profesor și povestea de profesorii de matematică, că ajungeau la un moment dat să nu înțeleagă nici măcar în învățătoarea. Nu înțelegea ce se predă la copii sau se rezolvă o problemă și mergea cu acea problemă la profesorul de matematică să-i explice minime noțiuni, deci erau foarte greoaie. Și așa e, a rezultate. E o materie stufoasă și greoaie pentru înțelegerea unui copil de 9-10 ani. Exact, iar acel copil, eu n-am garanția că el, între 12, va urma politehnica. Sigur. Este un lucru elementar. Deci, de ce toți copiii trebuie să învețe anumit lucru? Când ei, nativ, sunt construiți pentru altceva. Și nu degeaba există acel scuze, da. Există o vorbă. Omul potrivit la locul potrivit. Lăsăm copiii, dacă au darul de a desena, de a picta, să se facă pictor și să nu-i facem farmaciști. Sau aviatori. Da, să nu forțăm, da. Să nu ne credem atât de materii ca la un copil cu o capacitate mai mare de percepere a unor, da? Unii percep altfel, depinde de emisfera care e de stânga la stânga. Mai putin, știți care e problema? Întotdeauna orele de muzică, orele de desen, chiar și desen tehnic, dar și desen liber, da. Sunt făcuți ca, să spunem, mozaic. Deci, hai să dăm ore în completarea catedrei. Să pierd foarte mulți copii care ar avea talent, dar care ar veni cineva de specialitate. Exact. Dar știi ce fac? Îi dau ore puține și trebuie să facă 7 școli odată ca să facă o catedră și nu-ți. Mai bine să duce să cânte la nu-ți. La nu-ți. Sau, acum cinstit vorbind, eu după ce alerg 5 km să ajung de la o școală la alta, păi mai am eu capacitatea mentală de a putea să predau cum trebuie. Da, mai facem și o pană pe drum, mai amendează și poliția. Vă spun, sincer, s-au pierdut copii. Sigur, cu talent. Și nu puțin. Și nu puțin. Și nu puțin. Foarte pertinent observația. Da. Acum... Vreau să vă pun tot așa o întrebare retorică. Să fac aceleași motive, să fac aceste ore din aceleași motive pentru care anumiți profesori nu vor să renunțe la ore. Și vă spun, vă dau și un exemplu, pentru că și eu sunt părinte și una din fiicele mele au terminat la Universul, la clasa de informatică și vreau să facă engleză. Făcea rusa, pentru că doamna respectivă care preda rusa nu vrea să se mute nici la altă clasă, nici la altă școală, nici la altă clasă. Ea vrea să se iasă la pensie de acolo și le-a predat rusa. Și ei făceau engleza opțional. De asta puțin, o oră pe lună sau nu știu cum. Deci foarte tristă. Da. Vedeți? Și atunci? Eu am plătit ore de meditație separat ca să fac să învețe engleza cu... Am
să se cere acum. Bună ieșirea asta, da, să spună, i-am zis lui domnul Pintescu, era director la noi, domnul Pintescu, da, că este un program, un calculator ăsta în limba rusă, să zic, uite, eu acum îl demontez și îmi așa făcând o glumă. Da. Să știți că, de exemplu... A fost foarte greu să comunicăm. Da, să știți că, de exemplu, literatura sovietică, și știu de ce spun așa și foarte corect, n-am greșit, a avut majoritatea cărților tehnice care nu se găseau în alte limbi. De ce? I-au tradus aproape tot. Așa e, cum să sigur că de așa e, aveți știu, în Craiova exista o librărie, se numea Librăria Rusă chiar. Și aproape, pe colț, aproape de Mercurul de astăzi. Așa de hotelul, magazinul universal, omologul magazinului Voltorul din Slatina. A fost construit înainte magazinului Voltorul. Da. Deci acolo exista această librărie, unde eu am fost un fericit. M-am născut între cărți. Tatăl meu, un pasionat din acel serviciu, nu pot să spun mai bine. Deci, avea cărți. Eu am fost educat, da. Deci noi ne-am mutat, din păcate, de vreo 3 ori. Diverse motive. Da, nu, o să vă întreb și de unde numele dumneavoastră și, da, și pe urmă ne dăm seama de unde, pe unde v-ați mutat. De unde? Da, nu, în Craiova, în cartierul respectiv, ne-am mutat de 3 ori. Diverse motive. Nu, în alte zone ale lumii. La fiecare mutare am fost nevoit să aruncăm câte un camion, fără nicio fel de exagerare, de cărți și de vizite. Nu credeam să ne fost o deci, venim, am fost educat, știu că trebuia renunțat la ceva. Nu a fost cu dragă inimă, nu a fost... Nu a fost o chestie voită. Da, exact. Deci, eu am fost educat așa, în așa fel, în momentul în care am avut nevoie de o carte, nu m-am dus eu de la bibliotecă, m-am dus și m-am cumpărat. Da, pentru că se găseau. Erau librării. Exact, exact. Acum nu mai sunt nici librării, dacă norocul nostru că cea mai... Tot pe internet mai găsim câte ceva, da, spre informații. Da, sunt prețurile. Adică da, deja da, sunt niște da. Prețuri care nu ne mai permit să cumpărăm. Chiar dacă suntem niște părinți, cum mă refer la sfatul noastră. În general, da. Chiar dacă suntem un părinți, niște părinți mai străniți. Sau da, nimeni da. În mediu. Nu-ți poți permite să dai 50 de lei, 100 de lei de ron. Da, da. Da. Pe o carte. Pe o carte, da. Mai ales pe păi numai una, nu trebuie, trebuie să-i cumperi și manualele școlare care sunt de frunte și pe dumneavoastră încă n-ați apucat să le cumpărați copilului că... Mai am gheba de când am făcut eu glumesc. Da. Da. Sigur că da. Vedeți, și revenind. Eu țin minte profesorii care m-au impresionat pe mine profund. În sensul că, indiferent de materie, profesorul, da, profesorul și dacă știe să te atragă, ne poate să fie cea mai dificilă materie, cea mai ingrată, cea mai nedigerabilă, devine o plăcere să-l audiezi. Am întâlnit profesori și de genul ăsta care au știut să facă plăcută o materie, că, cum a spus dumneavoastră, putea să fie oricât de neplăcută, în schimb, am găsit profesori care, a căror materie era foarte frumoasă, ușor, așa, și erau ei neplăcuți. Nu... O distrugeau. O distrugeau, da. Acum, respectiv, era distrusă de felul lor de a fi. Da. Asta este, asta e viața. Nu putem să schimbăm prea mult. Feciorul meu are noroc că are o învățătoare foarte bună. Și vă rog să mă credeți că eu, în situația mea, care totuși zic că am mai învățat ceva prin Politehnică, mai ales pe atunci când da, s-a făcut carte. Da, când s-a făcut carte. O sun, indiferent de oră, îmi răspunde și stăm și analizăm și încearcă să-mi explice ce ar fi vrut să gândească cel care a conceput manualul. Păi da, este crunt ca soluția să vină în loc de calea firească, da, când găsești o variantă, când găsești a doua, găsești a treia, să încerci să vezi cum a gândit cel care a conceput-o ca să poți să o rezolvi. Nu se poate. Atât timp când nu este un lucru explicit, vedeți ambiguitatea, așa cum revenim iarăși la un capitol.
care l-am discutat mai la început. Însăși, liberalismul, dacă nu este exprimată și orice doctrină, în lucruri clare, lasă loc. Și politica din ziua de astăzi, la majoritatea partidelor politice, și nu numai, și guvernările, guvernarea care este acum, și modul de exprimare a multor instituții, nu se bazează decât pe ambiguitate. Cât timp nu vor fi lucrurile clare și înțelesele, dacă e alb, e alb. N-am nevoie să aibă și pete negre. Că-mi iau eu culoarea atunci care o doresc. Dacă este necesar. Dacă este culoarea bleu, să fie bleu. Și atât. Nu să spunem că e bleu și ea să fie influențe verzurii sau mai știu eu de care. Deci nu se poate. Trebuie să înțelegem odată. Bine ar fi cât mai repede. Că pentru a putea să punem lucrurile la punct, în orice sistem, și mai ales în această țară, va trebui să fim foarte clari și nu duplicitari. Domnule, cum faci? Noi vă mulțumim foarte mult că ați fost astăzi în emisiunea noastră. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi telespectatori, dar nu înainte, ar vrea să închei, dar nu înainte de a anunța sponsorii emisiunii. Societățile de construcții, SCAD, Comrem, Restaurantul Donald, Restaurantul Mușer din Slatina, unde se face această emisiune, Restaurantul Valea Otului, Electrocos, fabrica de mobilă din Slatina, stația ITP 007 Slătioara, din cadrul Hidroconstrucția Old Imperior, marketul Sezam de la Sconigești, Condor Păduraru, societate de construcții din Slatina, ISIMED și Snack Bar de la Lipscan, stradă din Slatina. Încă o dată vă mulțumesc, domnule Copaci. Vă mai așteptăm cu drag și la altă emisiune. Sper că telespectatorii noștri au înțeles atât ideea liberalismului, ce înseamnă liberalismul, însă am mers puțin mai departe și am făcut și o incursiune prin sistemul de învățământ. Vă mulțumesc și sper că noi am plictisit prea mult pe stimații telespectatori. Vă mulțumesc, să rămână și o seară plăcută. La revedere și dumneavoastră!